tot legenda spune că acești copaci sunt de fapt sufletele oamenilor care au pierit în această pădure. Văzute lumini în timpul nopții, lumini care nu au putut fi identificate. Această pădure mai este denumită și Triunghiul Bermudelor al României. Așa se va ajunge să se turneze filmul Blair Witch Project 3. Unul l-am văzut, e foarte mișto, doi în asol, dar trei o să fie cel mai tare. Ei, că ceva adevăr tot este, da, pentru că fum fără foc nu este, dar... Salutare! Din Baciu, din faimoasa pădure Hoia Baciu, unde au dispărut 200 de oi și un cioban. Înțeleg pe tine că tu ești avocatul diavolului și reștrii au luat toată frișca de pe tort, așa că nu prea am ce poveste. Faptul că, vezi, doamne, însuși vestiții americane au venit încoace, că așa au auzit că, vezi, doamne, aici se întâmplă lucruri, o fi, nu știu. Ideea este că veni, vedi și nu prea vici, că nu prea au găsit nimic. Da, au făcut ei o serie de măsurători, au făcut termoscanare, termoviziune, mai știu eu ce alte diverse investigații, dar nu prea s-a, adică nu că nu prea. Nu s-a găsit nimic concret, nu s-a găsit nimic palpabil care să facă legătura cu acele fenomene paranormale. Așa că, până la urmă, povestea cu pădurea Baciului, pădurea Hoia Baciului, va să fie și un soi de legendă urbană. A, ciobanul cu cele 200 de mioare care au dispărut, ulterior au dispărut și ciobanul, da, bun. Să nu uităm că de-astea sunt destule. Da, Florin, dar noi aseară discutam înainte să planificăm această ieșire și eu te-am întrebat dacă este o legendă care se bazează pe ceva. Legenda, și tu spuneai că ceva adevăr tot este. Da, pentru că se... fum fără foc nu este, dar... Și se întâmplă tot felul de fenomene strane. Mai straniu, nestraniu, nu s-a putut dovedi absolut nimic. Da, că până despre asta e vorba. În toiul nopții se văd tot felul de luminițe deasupra și pastă de asta au și fost chemați indivizii de la USA. Numai de acolo sau și din alte... Despre ei era vorba că au venit și au făcut niște verificări, niște cercetări. Dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Da, dar nici nu au putut spune că totul este curat în această pădure. Adică nu se întâmplă nimic. Nici că se întâmplă, dar nici că nu se întâmplă. Bun, acum te înțeleg pe tine, că tu ești avocatul diavolului și încerci să ții partea pădurii Hoia Baciu, că aici se întâmplă lucruri, așa cum cu tunelul rădacice de sub Buceci și așa mai departe, așa, care comunică cu piramidele egiptene. Da, ok. Asta este ca și teoria lui Dracula de la Castelul Bran, bietul Vlad Țepeș în viața vieții lui nu a ajuns pe la Bran. În sensul care să domnească, să locuiască pe acolo. O fi trecut și el când era în drum către Brașov, dinspre Țara Românească și viceversa. Oarecum și aici, da, că au dispărut oameni, că Triunghiul Bermudelor românesc, am mai auzit eu cu triunghiul de asta Bermudelor, mai este și în zona Brizei de Gurghiu, unde așa s-a turnat vlogul Briza de Gurghiu și acolo sunt o groază de povești, așa, și acolo, că flăcări albastre ies din pământ, că nu e bine ca noaptea de Sfântul Gheorghe să ieși din casă, că nu e bine ca noaptea de Sânziene să ieși din casă, că se întâmplă să te prindă ele și mai departe. Bun. Asta dar cu, oamenii chiar asta, cred în aceste legende. Asta cu flăcările albastre, au, mă refer în zona Gurghiu, au oarecare
Noi, mă, în sensul în care în zona respectivă și parte practic pe zona de Harghita sunt, sau au fost, mai bine zis, că nu mai sunt, sau și dacă sunt, sunt la un nivel foarte redus, exploatări de uraniu. Și din cauza asta se poate extrapola cum că acele flăcări albastre ar fi, știu și eu, niște emanații, să zicem așa, de uraniu. Totodată era o poveste, domnule, de ce se îmbolnăvesc, de ce sunt așa de dese cazurile de cancer, tot în zona respectivă? E, explicația asta este. Minerul de uraniu. Bun. Și iată cum, ușor, ușor, și în zona brizei de Gorghiu, în zona Gorghiului, toate aceste fenomene, așa zis, paranormale, își capătă până la urmă explicație. Probabil că și aici, în zona asta, Hoia Baciu, când se va pune lumea cu adevărat pe treabă, vor constata că, de fapt, lucrurile au o explicație cât se poate de logică și cât se poate de normală din cauza unor fenomene sau existența unor, știu și eu, minerale, minereuri, care duc la diverse perturbări. Asta nu înseamnă că eu sunt împotriva ideii. Până la urmă cunoaștem destul de puțin, poate chiar prea puțin, despre pământul pe care stăm. Și evident că ne mai rezervă suficiente surprize și evident că nivelul nostru de cunoaștere încă nu este suficient de înalt încât să cuprindem tot ceea ce există pe suprafața Terei. Dar hai să fie așa, hai să spunem că în pădurea Hoia Baciu se întâmplă lucruri. Sperăm că această plimbare, această poveste v-a captat atenția. În cazul în care știți mai multe, aveți mai multe informații privind această zonă, nu ezitați să scrieți în comentarii. Iar noi în acest moment ne luăm la revedere. Vă mulțumim pentru că ați vizionat acest videoclip și până la următoarea poveste vă spunem la revedere. Ce să aveți baftă! Dacă rezonezi cu noi, nu ezita, te rog, să te abonezi la canalul nostru, să apeși pe clopoțel pentru a fi la zi cu toate noutățile, nebuniile, vacanțele, animăluțele, bucătărelile, tot ce ne trece prin minte, cu scopul de a-ți smulge un zâmbet. Deci apasă, te rog frumos, pe abonare, pe like, pe clopoțel și ținem legătura. Aveți grijă de voi!